seara aceasta cu toții, frați ortodoxi, baptiști, pentecostali, adventiști, am venit cu toții să ne închinăm acelui care s-a născut în Iesea din Betlehem. Să vedeți că au fost patru.
cumva dezamăgit poate de stare aceasta, dar pe de altă parte scânteia fascinația, și anume urmă imensia care va schimba destinul lumii, a zis voi vorbi singur pentru a atinge, ajunge până pe vorbim. A plecat acum și în urmă de mulți kilometri, a găsit un amărât care se trebuie la marginea drumului, era schilotit, bătut, a fost sărăcheț. Mă gândi spunea drăbește, de să ajung pe colegi, te am să le bătează. Un an de înțimea nu se poate, e o ființă umană ca și mine. Omul acesta are nevoie de ajutor. Și spune că și-a trecat proiectele pungi, a plecat jos, spune Biblia, și l-a tratat pomenie. Apoi, l-a luat președinte el și a ajuns undeva la cel mai copiat loc. A spus, dragul meu, păi că, înainte de a pleca în călătorie, eu ne-am avut trei lucruri prețioase. Una a fost un sabin, al doilea un scrubin și al treilea lucru prețios, o peră. Și vreau să-ți dau ție, doctore, să fiu acesta, care va lăsa foarte mult, dar tot, ai grijă de omul acesta mare. Le vrei sănătatea, pune-te picioare și ai de la mine anume sabin. Muribund a spus, cum să-ți mulțumesc străine, cum să-ți mulțumesc. Păi făcut pentru mine ce n-a făcut nimeni. Și a continuat. Au trecut zilele și grăbi, grăbi să ajungă din urmă pe colegii săi, a ajuns în final, ajuns în Iberia, țara nașterii în Grigori. Acolo însă, țară mare, țară mare, a fost în zona urechii și anume că perechea Sfântă, Maria, Iosif și Duhul Iisus au plecat spre Egipt, pentru că primarul vremii lor a hotărât ca toți copiii la 2 ani jos să fie omorâți. Nu cumva să existe cineva să ia tronul. Turene, țipete, sânge, săbii, vorba copașii din rod, tragedie. În timp ce încăutat să-și pitezească cuvântul, fete și anume doi soldați romani, care cu forța, cu talița, acum o femeie care ținea copilul cu multă dragă în papie. Și spune, dă-le copilul acelor cu omorul de tine. Mama, sau dragostea de mamă, crede că este Hristos cu anumitie. Durere, cercoare, lăută, curat, ochii crispați să mă copie de cine într-al copilul a zis, nu-l dau, vor să-l învie. Acest al patrulea mare a spus, soldați, vreți să aveți o viață din intră la veste? Uite, că s-a făcut cu mamă care este atât de îndurărată de copilul ei. Că s-a făcut viață. Uite, eu am pentru voi și am zice, am pentru voi în copilul ei. Ochii soldați au sunt de ea și imediat dorința de avariție, de înapuție, de bogăție, de a copii în sfință, așa zis, sunt de neapărat. Și acel copil, văd că am ca acea femeie să fie liberă pentru fiul ei. Femeia copilat mi-a spus, străinule, ce-ai făcut pentru mine este extraordinar. Și a zis, al fapt, acum voi pleca și eu în căutarea Domnului Iisus, voi merge de și și anii și zile și anii s-au scurs și acolo căutând focul în așa dorințe din apărțul lui. Într-un târziu, cineva îi spune, Iisus s-a întors din nou în Iudeea. Și din nou a vorbit la Romul, dar după mulți și mulți ani. Și a comisie de văzut, de Iudeea au zis, de ce și anume că Iisus a făcut nemai întâlnite, a vindecat, a înviat pe morți, a învățat pe oameni, a dat speranță națiunii, a grăbit funcțiile, nemai întâlnit. Și a zis, vreau să-L văd pe Iisus. Dar pe măsură ce pașii s-au apropiat de Ierusalim, parcă ceva ținau legat și ei și acolo vocile erau alarmante, dar și contrastante. Și anume au zis că Iisus este dus pe crucea poartă de să moară. Și în timp ce vrea să orice dealul căpățând din Golgota, vede un soldat puternic roman care trăgea de păr, o evrei, o jumătate de ei. Și-o tăra prin praf. Și străinul mare spune, Domnule, lasă-o pe de aceea să-mi face. Lasă-o să-ți mărească.
Ați văzut se poate. Și atunci magul a spus, frânte cu Dumnezeu, o peră, care ține perla aceasta. Ochii soldatului a fost luminați și a dat drumul acestei împidere care a rămas mulțumirea pe multe. Cum o să răspătesc? Și istoria spune astfel. S-a apropiat de cruce. Și atunci a văzut pe Iisus pe cruce, a luat pe magul, a văzut la piciorul crucii, a spus, Iisus, nu am ce să stau mai mult. Iisus a spus de cruce, scumpul meu, ai dat cel mai mult de lucru acesta. Cum, Doamne, Doamne, ce ai făcut în România? Iubind de oameni, iubind pe semeni, fiind aproape de problemele lor, fiind aproape de inima lor, ai făcut cel mai mult de lucru. Pentru că, de fapt, eu am venit să slujesc pe oameni, să răspund, să dau viață, iar tu ai înțeles atât cu mine, mai bine ca alții, pe dragă, pe Dumnezeu, din mine de oameni. Prietenii mei, sunt câteva zile peste câteva zile, lumea aceasta va sărbători în revenimentul nașterea speranței. Mă întreb și de vreme tine. Câți dintre noi, alături de mese bogate, de postii, de parc, de prieteni, de lucruri care ne cântă simțurile, coborând în locul mergem aproape de jurul de închisoare, mergem la patru ani în spital, mergem într-o familie care se luptă cu nevoile de vieții, mergem acolo unde oamenii sunt la ultima tărâmă de timp și de viață, care cerșesc încă viața. Cât se înțelege că dragostea din Dumnezeu înseamnă în primul rând dragostea de oameni? Și eu cel mai frumos text din Biblie și în ei se vorbe Iisus, Ioan 3:16. Spune că atât de mult ca Dumnezeu lumea, încât o dată singur să fiu, ca oricine crede să-l viață, să aibă viață veșnică. Vă mulțumesc! Acum vreau mai mult să fiu un conducător. Și vreau să vă imaginați noaptea de Crăciun, multe de oameni, o sanie cu zilele, moși care se apropie pentru